Nemulțumiri în rândul minerilor și energeticienilor, liderul de sindicat Manu Tomescu vrea să știe dacă în bugetul de cheltuieri și venituri al CE Oltenia de anul viitor vor fi prinși banii pentru acordarea de vouchere de vacanță, dar și pentru creșteri salariale. Managerul CEO Sorin Boza spune că este prea devreme să vorbească despre aceste facilități acordate angajaților. Manu Tomescu, unul din liderii sindicali vocali din linia a doua, este nemulțumit de faptul că nu au început discuțiile pe tema acordării de vouchere de vacanță anul viitor. Anul ăsta, deci vorbim de 2018, noi salariații din Complexul Energetic Oltenia nu am beneficiat de vouchere de vacanță. Noi care ducem bani la bugetul statului prin efortul nostru, prin munca noastră, nu beneficiem de aceste vouchere de vacanță. Din punctul meu de vedere, ca lider de sindicat și ca salariat în compania asta, mă simt discriminat. Eu cred că la fel se simt și cu colegii mei. Managerul CEO Sorin Boza spune că este prea devreme pentru a vorbi despre aceste vouchere de vacanță. Nu-i cam devreme de vorbit. Da? Noi, această decizie se va lua în baza unei negocieri între administrație și comisia mixtă. Nu va fi luat în calcul fiecare sindicat, dacă dorește ceva, trebuie să ieșim în spațiu și să cerem. Și li se va aproba. Este pur și simplu decizie între administrație și cele patru federații semnatare ale contractului colectiv de muncă. Aceste discuții se vor avea loc după finalizarea acestui an și poate la începutul anului care vine. Rămâne de văzut dacă angajații vor beneficia de aceste vouchere anul viitor.